Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Dulcinele, iar dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Astăzi vă arăt cum am făcut această minunăție de prăjiturică turnată cu brânză dulce și multe afine. Vom avea și o degustare la sfârșit, de data asta asistentele mele m-au abandonat și au sărit peste procesul tehnologic și au venit doar la degustare, vorba aceea la plăcinte înainte. Dar înainte să degustăm, vă arăt imediat cum se face. Ne ocupăm prima dată de umplutura cu brânză dulce, așadar într-un bol am spart 4 ouă medii, am pus un praf de sare, am adăugat și puțin zahăr vanilat, eu folosesc de obicei zahăr bourbon, mi se pare mult mai gustos, mult mai aromat decât zahărul normal, cel vanilat. Am adăugat și 7-8 linguri de zahăr, este fix după gustul vostru, dacă vă place mai dulce puteți să adăugați un pic mai mult. Coaja rasă de la jumătate de lămâie cu coaja netratată. Mare atenție, folosiți lămâi bio sau organice. Am adăugat și puțină zeamă de lămâie și am amestecat un pic. Apoi am adăugat 750 de grame de brânză dulce. Eu am folosit o brânză dulce destul de cremoasă cu un conținut de grăsime destul de ridicat. Și l-am amestecat. Desigur, în funcție de brânza pe care o folosiți, eu aș prefera, nu știu, ca o recomandare, să folosiți o brânză cu mai puțin zer. Trebuie să adăugați și un pic de griș. Eu am pus 4-5 linguri de griș. Am amestecat și grișul și acest amestec trebuie să stea la temperatura camerei aproximativ 20 de minute. Vă recomand să nu puneți această umplutură direct pe prăjitură, va trebui să stea un pic. În continuare facem blatul. Eu am folosit mixerul, dar nu este neapărat necesar. Mi-a fost mai ușor să filmez cu mixerul. Se poate folosi telul, da? Se poate face la mână fără probleme. Am adăugat 3 ouă medii întregi în bolul mixerului și le-am mixat bine cu un praf de sare. După 2-3 minute am adăugat zahăr, aproximativ 12 linguri de zahăr, am cântărit eu 150 de grame de zahăr, este absolut suficient. În continuare am lăsat să mixeze cam 5 minute până când s-a făcut o spumă destul de consistentă și am adăugat 12 linguri de ulei, adică 100 de mililitri și aceeași cantitate de lapte, 12 linguri de lapte, 100 de mililitri de lapte, da? 14 linguri de făină, le-am cernut înainte, da? Sunt aproximativ 250 de grame de făină pe care le-am adăugat treptat, vedeți că am adăugat și 2 lingurițe de praf de copt și continuăm treptat să adăugăm făina până când am încorporat toată cantitatea. Aluatul trebuie să fie destul de subțire, vedeți că se scurge precum un aluat de clătite un pic mai consistent și într-o tavă de aproximativ 20 pe 30 de centimetri sau un strop mai mare, încercăm să punem jumătate din cantitatea de aluat. Zicem încercăm pentru că necântărit eu am pus la ochi și am pus un pic mai mult decât jumătate. Am pus cam 2/3 din cantitatea de aluat și am copt această parte, ați văzut, 10 minute la 170 de grade. După ce s-a copt, am adăugat apoi peste acest blat semicopt umplutura de prânză, am întins-o bine și am adăugat afine, le-am folosit afine proaspete, 300-350 de grame, vedeți, am folosit destul de multe afine, dacă nu vreți să folosiți afine, nu e nicio problemă, puteți folosi stafide sau orice alt fruct. Peste stratul de afine am turnat cât de cât uniform restul de aluat, vedeți că totuși se vede de la distanță că nu am făcut jumătate cu jumătate. În sfârșit, a ieșit foarte ok și așa. Dăm prăjitura la cuptor pentru alte 30-35 de minute la aceeași temperatură, 170 de grade. Eu am folosit funcția sus-jos, fără ventilație. După ce a stat și s-a răcit un pic în tavă, am scos prăjitura, am pudrat bine cu zahăr și am tăiat-o. O tăiați fix cum vreți voi, cum vă place. Am tăiat-o în pătrățele pentru a le fi mai ușor fetițelor să facă degustarea. Vă arăt imediat ce a ieșit. Bun, deci tăiem prăjitura, este extraordinar de pufoasă, este foarte fragedă, extrem de gustoasă, gustul este echilibrat, nu este foarte dulce, e o prăjitură răcoritoare, sunt sigură că vă va plăcea și vouă. Vă reamintesc că lista de ingrediente o găsiți și în descrierea videoclipului.
Acolo puteți găsi link-uri către rețeaua mea de socializare, adresa de mail dacă vreți să-mi scrieți, să-mi trimiteți poze cu încercările voastre, cu dulcinele create de voi. Abia aștept să-mi scrieți. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la final. Ne auzim și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Facebook ca și Dulciuri ca la Oana Acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele. Și aici vedeți degustarea. Cele două minuni au vrut neapărat să apară pe cameră, deși au avut ele treabă, nu au participat la prăjitură mai deloc. Au venit la sfârșit când a fost vorba de filmat, poze și să deguste pe cameră. Au avut și câteva mesaje de transmis, dar s-a țipat destul de mult și cred că ar fi fost un haos. Vă îmbrățișăm cu drag pe toți. Sper să încercați prăjitura și sperăm să vă placă. Lor le-a plăcut foarte mult. Și până la următorul dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube, vă îmbrățișăm cu drag și vă dorim spor în toate. Pupici!